Grozav, Nutella, un borcan mare. Vai, Andy, ce-ai acolo? Ce borcanel drăguț, mi-l dai mie? Ține. Mersi, ce minunăție. Acum am un borcan mai mic, dar la fel de gustos. Andy, n-ai putea să-mi dai mie borcanelul ăla? E așa de drăguț și probabil și gustos. Ia-l, luați tot. Mersi, super. Uite, acum am un borcanel mic de tot. Tot ce e mai bun fetelor. Minunat. Ce drăgălășenie. Ce să faceți cu borcanele? Voi nici măcar nu mâncați crema. Prietenii noștri au parte de o nouă provocare. Începem? Haideți! Da, eu prima. Ce e asta? E mini planeta Pământ? Gusto! Ridică și tu. Păi hai. Wow! O felie de pepene. Nu-i rău deloc. Lily, e rândul tău. Ridicăm. Wow, așa mai da. Un pepene întreg, e grozav. Dar cum îl voi mânca? La mine e cel mai ușor. Nu-i cel mai gustos, dar măcar e rapid. Nu s-a întâmplat nimic. Gata. Bun, și eu mă descurc rapid. Ce bun e! Gata, acum Lily. Eu? Da, chiar tu. Dar cum să-l mănânc? E foarte mare. Și nici n-am cu ce să-l tai. Wow, se pare că nu-i de glumă cu Lily. Da, a mers. Vedeți? Ce groaznic. Să considerăm că asta e runda ei. Da, nu te uita, e oribil. Pepene sălbatic. Andy, mi-e frică de ea, salvează-mă. Și mie. E ca un prădător la vânătoare. Se termină pepenele. Ce se va alege de noi? Prieteni, am reușit. Grozav pepene. Vai, ce-i cu Lily? Pepenele s-a mutat în burta ei. Dar m-am săturat. Mă duc să mă întind. Trebuie să mă odihnesc puțin. O nouă rundă și noi mărim de mâncare. Cineva e fericit, altcineva nu prea. Oh my God. În sfârșit ceva mai mare. Iar eu se pare că rămân flămând. Ce interesant. Arată neobișnuit. Andy, ce e asta? Nici eu nu înțeleg. Eu risc. Ce ciudat și dezgustător. Ce bine că e puțin. Noi ce ne facem? Pot să nu mănânc. Deși bine că nu-i mărimea el. Ce scârboșenie. Dar ce mă voi face eu? A fost oribilă, dar am mâncat-o. Să-mi curăț rapid limba de mâncare asta. Iar. Oribil. Am o idee. Să deschidem cartea.
bla 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 bla. Da, aici scrie tot. O udăm cu apă. Ce? Și ce va fi? Oh my god. Întoarcem. Ia. Da, are de gând să mănânce. Ce bună e. Oh, yes. E grozavă. Lily, serios? Se pare că da. Da, chiar îi place. Citiți cărți deștepte, prieteni. În ele scrie tot. Ești un șoarece de bibliotecă. Uite, așa e mai bine. Oh, da, mersi. O nouă dilemă. Cui, ce și mai ales cât? Mult pentru Mary, puțin pentru Andy și undeva între pentru Lily. Sandwich-uri. Cum așa? Cum mi s-a făcut foame, am primit cel mai mic sandwich. Nu-i corect. Cum e? Te-ai săturat? Probabil a fost foarte gustos. Ulala. Iar acum eu voi gusta. Ce bun e. Și mai ales sățios. Mă voi sătura. E exact pe mărimea mea. Iar eu se pare că am chiar prea mult. Dar trebuie să-l mănânc de una singură. Astea sunt regulile provocării. Și pe asta o vei mânca? Opa! Vai, gândac! Ce groaznic! Cum a ajuns aici? Da, a fost amuzant. Poftim pentru așa glume. Chiar dacă nu-i viu, se simte ciudat. Runda finală. Nici mult, nici puțin. Ura, de data asta voi mânca pe săturate. De ce e mereu așa? Deschidem? Da! Gogoș, pur și simplu super! Ce e asta? Cum așa? Măcar nu-mi fac griji pentru siluetă. Ce grozav! Silueta ca silueta, dar vreau să mănânc. Păi, începem! Gogoși! Multe gogoși! Ce grozav! Andy, pot să... Nu, sunt ale mele! Uite, am rămas de tot flămândă și fără gogoși. Da. Super. Fie zgârcitule. Să vedem ce zici de așa gogoși. Mai mult și mai multă sare. Poftă bună, Andy. Ce gust ciudat. Nu-mi spune că le vei mânca. Nu pot să cred. Cum? E groaznic. Chiar
clar că groaznic. Nu înțeleg. Dar se pare că într-adevăr e tare flămând. Mâncare, mâncare, mâncare. Acum vine. Mai am nevoie doar de o furculiță. Unde a dispărut? Fie, nu-i nicio problemă. Voi lua farfuria goală de aici. Ce spuneți de o porție mai mare? Oh, nu, am uitat sosul. Bănuiesc că nu mai e nevoie de el. Dați-mi farfurile, iepurașii mei flămânzi. Castronul ăsta sigur va ajunge tuturor, inclusiv mie. Nimic, din nou, până aici. Mi se pare că vi s-a făcut doar de o provocare. Vă pot ajuta eu cu asta. Baftă tuturor! Yay, am primit cel mai tare bilețel, exact cum îmi doream. Eu sunt la dietă forțată, bănuiesc. Nici mare, nici mică, nici rău, nici bine. Iar acum mâncarea. Asta e pentru tine, Ted. Susie. Și un burger în miniatură pentru Lily. M-am chinuit tare să le fac, așa că sper să vă placă. Stai o clipă, Ted. Cred că avem nevoie de o modificare. Să-l facem o idee mai sănătos. Și asta cu burgerii fiecăruia dintre voi. Așa e mai bine. Burger cu conopidă? Asta e o infracțiune culinară. Eu, ce scârbos. O, Emma, ne aduci doar suferință. Eu îl voi mânca dintr-o înghițitură. Minunată decizie. Nu înțeleg de ce vă plângeți. Eu ador conopida. Oh, scumpo. Mă scuzați un moment. Unde crezi că te duci? Tu chiar ai căutat în coșul de gunoi, Ted? Super, din nou porția mare. Nu ați amestecat deloc bilețelele? Nu-i corect. Priviți ce am pentru voi de data asta. Vă place? Bineînțeles, un infinit de Oreo. Oh, pe bune. Al meu nu e infinit. Am mai puțin de un biscuite. Da, jumate din jumate. Atât de delicios, dar atât de puțin. Lily, mai bine te-ai bucura. Pe mine laptele ăsta nu mă încântă deloc. Nimic din toate astea nu-mi face bine la siluetă. Dar, dacă i-aș mânca cu niște cola zero, va fi mai bine. Mă credeți sau nu? Aromele astea două se potrivesc de minune. Iar eu nu fac deloc griji pentru siluetă, așa că voi înfuleca toți biscuiții ăștia singur. Lily, țineți mâinile acasă. Polonicul e ideal pentru porția asta. Ca un bol de cereale super dulci cu lapte pentru micul dejun. Oh, da, dumnezeiesc. Ia
iar eu v-am mai pregătit ceva gustos. Dar întâi de toate, trageți bilețelele. În sfârșit, o porție mai mare. Oh, nu! Nu vreau porție imensă! Observ că sunteți gata să începeți și mâncarea e gata. Macaroane! Îmi vor distruge silueta! Asta e bătaie de joc! Dați-mi mie porția lui Suzy, ea nu o vrea pe ei! Iar asta e pentru tine, Lily! Exact cât am nevoie! Nu uitați să adăugați sos! Mulțu, ador ketchup-ul! Da, mulțumesc! Să-i dăm drumul! Voi adăuga mult ketchup! Iar eu voi face un mix! Dacă v-ați zgârcit cu macaroanele, voi mânca sosul! O să-ți se facă rău! Nu o să pățesc nimic, mereu fac asta! Veți vedea! Absolut îngrozitor! Nici eu nu pot să privesc la asta! Pur și simplu vedeți-vă de ale voastre, ca mine, de exemplu! Ce bine că nu ți-am urmat sfatul! Nimic, voi repara greșeala. Vai, doar am răutățit-o. Micuță neîndemânatică, pătezi tot ce atingi, Lily. Asta e o nimica toată pe lângă ce am eu de făcut. Iam! Se pare că acum are altă părere despre macaroane. Nici nu mi-amintesc de când am mai mâncat macaroane. Se mai poate o porție? Biată fetiță, nici nu m-aș fi gândit că e așa de înfometată.